Moment de bucurie pentru cetățenii din Baia de Aramă. Producătorii locali din orașul Baia de Aramă au de acum condiții superioare de valorificare a produselor agroalimentare, iar consumatorii vor putea accesa un loc unde vor găsi de asemenea condiții moderne la nivelul unei localități dintr-o țară a Uniunii Europene. Iar asta datorită implicării primarului Ionuț Tudorescu, dar și a președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, care a alocat fonduri de la Consiliul Județean Mehedinți pentru realizarea acestui obiectiv de investiții. Județul Mehedinți este într-o continuă dezvoltare, de această dată vorbim despre orașul Baia de Aramă, acolo unde piața agroalimentară a fost modernizată în proporție de 70%. Lucrările la piața agroalimentară au fost făcute pentru ca atât comercianții cât și cumpărătorii să poată beneficia de condiții civilizate demne de un oraș european. Consiliul Județean Mehedinți, instituție condusă de președintele Aladin Georgescu, pune mereu pe primul loc bunăstarea tuturor cetățenilor din județul Mehedinți. Astăzi, alături de colegii mei parlamentari și consilieri județeni, să fim alături de colegul nostru Ionuț Tudorescu, candidat la funcția de primar al orașului Baia de Aramă din partea PSD, să fim alături de colegii noștri din organizația PSD Baia de Aramă și am vizitat un obiectiv foarte important pentru această localitate, de altfel important pentru toată zona de nord a județului, și anume piața săptămânală. Și am putut să văd o bucurie de nedescris atât pe chipul producătorilor din Baia de Aramă și din localitățile limitrofe, dar și pe chipul celor care au venit să se aprovizioneze cu produse din această piață. Avem aici o piață modernă care, într-adevăr, încă nu este finalizată, dar în cel mai scurt timp va oferi toate condițiile necesare, astfel încât producătorii să vină să-și vândă produsele liniștiți, iar localnicii să vină să se aprovizioneze de aici. Îl felicit pentru această investiție pe Ionuț Tudorescu. Asta dovedește încă o dată că noi, cei care ocupăm funcții administrative din partea PSD, știm ce avem de făcut în beneficiul cetățenilor localităților din județul nostru. Tocmai de aceea au fost alocate fonduri pentru realizarea acestui obiectiv de investiții din Baia de Aramă. Primarul orașului Baia de Aramă, Ionuț Tudorescu, a fost mereu alături de comunitatea sa, ascultându-le doleanțele, și iată că acum piața agroalimentară din Baia de Aramă începe să prindă contur în proporție de 70%. De asemenea, nenumărate proiecte sunt pe care să fie implementate, totul în beneficiul cetățenilor. Datorită domnului președinte al Consiliului Județean, Aladin Georgescu, astăzi piața este în proporție de 75% definitivată. Dacă dumneavoastră nu veneați cu acel protocol de colaborare să ne ajutați cu acea sumă considerabilă pentru a cumpăra aceste mese, chiar nu aveam cum să stăm într-o piață nouă cu acele mese vechi de peste 70 de ani. Chiar acum două zile am finalizat proiectul de iluminat public stradal în valoare de 600.000 de euro. Este în curs de finalizare procedura de licitație publică pentru drumuri și poduri. Este vorba de un proiect în valoare de 4 milioane de euro. Drumuri care încep de la Brebina, satul Brebina, și se termină în satul Stănești, și cele două poduri de la Bratilov și de la Mărășești. De asemenea, în fază de licitație se află dotarea cu mobilier la grupul școlar Constantin Mâncoveanu din Baia de Aramă, aducțiunea gazului pentru Baia de Aramă. Chiar am primit adrese de la Transgaz la începutul lunii februarie, în care mi s-a spus că au prins lista de investiții pentru 2024 și 2025 aducțiunea Godinești-Baia de Aramă. Noi lucrăm acum la proiectul pentru cele 4 milioane de euro care ne-au fost alocate de către Ministerul Dezvoltării prin acel ordin de ministru acum un an și ceva. Alături de președintele Consiliului Județean Mehedinți și de primarul orașului Baia de Aramă a fost prezent și senatorul PSD Mehedinți Liviu Mazilu, care și-a arătat toată susținerea față de candidatul PSD Mehedinți pentru funcția de primar Ionuț Tudorescu. Cu ceva timp în urmă, această piață înființată în 1960 a fost demolată, urmând ca pe locul celei vechi să fie una la standarde europene. Din Partidul Social Democrat promovăm produse românești. Și cea mai bună promovare este de a crea condiții propice producătorilor autohtoni. O mai veche doleanță a producătorilor din zona Baia de Aramă a fost să își vândă produsele într-o piață modernă, în mod civilizat, și iată că Ionuț Tudorescu a reușit acest lucru, îl felicit. Baia de Aramă s-a înscris pe drumul cel bun cu Ionuț Tudorescu și trebuie să continue cu Aladin Georgescu și Ionuț Tudorescu pe drumul cel bun. PSD va face numai lucruri bune pentru Baia de Aramă. Cetățenii au așteptat cu nerăbdare renovarea acesteia pentru a-și putea vinde produsele în cele mai bune condiții, dar și pentru a putea cumpăra direct de la
producător. Așadar, Ionuț Tudorescu, alături de președintele Consiliului Județean Mehedinți, Radin Georgescu, au dus zona de nord a județului Mehedinți pe drumul cel bun, urmând ca și pe viitor să fie implementate numeroase proiecte.